Bună seara, dragi prieteni, sunt Mihaela, l-am alături pe Constantin, unul dintre fundașii echipei de la West Boys. În această seară au jucat cu o echipă destul de puternică, având în vedere că ei sunt o echipă nouă. Cum ți-a părut? A fost un meci foarte greu, tocmai din cauza asta că fiind primul meci, noi nu avem experiența necesară. La băieți s-a văzut că au experiență, au jucat bine, să leagă, joacă de mult împreună. Noi în seara asta ne-am întâlnit toți, deci no, cam asta, ce să vă zic. Greu la început, dar o să fie mai bine, sunt sigur de asta. Ne-au învins foarte greu, ținând cum că aveau 5 victorii din 5 meciuri, chiar ne-au învins greu. Și la un moment dat trăgeau de timp, nu s-a așteptat nici ei să fie așa de greu meciul. Te aștepți la echipe și mai puternice decât cea din seara asta? Păi ținând cum că echipa din seara aceasta este de pe primul loc, să zic că ceva la fel. Dar mai puternice, nu cred. Crezi că veți avea șanse la victorii pe viitor? Sigur că da. Noi din seara asta credeam că o să câștigăm și datorită unor greșeli personale ale noastre, ale băieților, ne-au dat goluri. Dar în rest nu ne-au surprins cu nimic. Chiar cred că ei au fost foarte surprinși. La un moment dat se enervase, nu le mai mergea jocul și după aia, pe niște greșeli ale noastre, ne-au dat 3 goluri. Veți face schimbări în echipă? Veți aduce jucători noi? Probabil unul. 2 maxim, maxim. Dar dacă jucăm așa mai mult timp, jucăm și în altă parte, toți băieții și o să fie mai bine, sigur. V-a motivat în vreun fel această înfrângere? Sigur că da, ne-a motivat și mai ales că le-am ținut piept. Am jucat de la egal la egal cu ei, chiar i-am condus la un moment dat și sigur o să jucăm mult mai bine și o să câștigăm. La un moment dat o să fim mai buni ca ei și vrem să trecem în Liga 1. Mult succes, îți doresc și o seară frumoasă. Vă mulțumesc la fel și dumneavoastră. Nu uitați să dați like pagina noastră de Facebook Liga Prieteniei, să vizitați site-ul nostru oficial ligaprieteniei.com. De asemenea, țin să mulțumesc sponsorilor noștri de la Homa Sport Shop și Cipita. Vă pup!